dacă ne aducem bine, adică erau prin anii 93-94, cam așa ceva, eram prorector atunci la Universitatea de Petrol și Gaze și mă ocupam de partea didactică și de dezvoltare a universității din punct de vedere al extinderii și introducerii de noi specialități. La acel moment n-aveam decât specialități de ingineri și cursuri post-universitare aprofundate, nu se numea. Și am auzit, atunci am aflat, de fapt, domnul Dumitrașcu, colegul Dumitrașcu, că în cadrul ASE București, pe baza unui protocol româno-francez, Institutul Național de Dezvoltare Economică, adică INDE, pe scurt, au organizat niște cursuri de masterat în cadrul ASE, împreună cu, dacă așa era la vremea aceea, Conservatorul de Arte și Meserii din Paris. Când am aflat acest lucru, la sugestia colegului Dumitrașcu și vorbind cu colegul care era rector atunci, regretatul profesor Ionescu Constantin, am hotărât să facem o filială la Ploiești. Deci am luat legătură, am participat la întâlniri cu reprezentanții INDE, ASE București, NAM Paris și atunci am decis împreună să facem această secție la Ploiești. Și cred că am făcut un lucru extrem de bun, pentru că era de fapt prima specializare, prima formă de învățământ de tip masterat organizată în Universitatea de Petrol și Gaze. Bineînțeles că cei care au participat la predarea, la formarea specialiștilor în cadrul acestor cursuri INDE, erau profesori de la Universitatea de Petrol și Gaze, dar erau și profesori din cadrul ASE și profesori din cadrul NAM Paris. Deci a fost o, ca să spun așa, o formă de învățământ internațională, dacă vezi, sau multinațională, internațională, în care s-au pregătit, s-au format manageri, de fapt, în domeniul industriei de petrol și gaze, din toate domeniile acestea și nu numai din rândurile industriei petrol și gaze, ci din industriile de suport, de sprijin care. Aceste cursuri au continuat până prin anii 2008-2007, în perioada cu NAM Paris. La un moment dat, am vrut să devenim independenți, NAM Paris nu prea a fost de acord și atunci am hotărât să întrerupem această colaborare, aici spune că a fost extrem de bună și favorabilă, nu din cauza noastră, și am apelat la colegii de la Paris 12, universitate tot din Paris, cu care am reorganizat, reformulat, dacă vreți, aceste cursuri INDE și le-am continuat până acum câțiva ani. La aceste cursuri s-au format mulți specialiști din industria petrol și gaze, chiar și din universitatea noastră, și eu cred că diploma era diplomă română și română și franțuzească, recunoscută de franceză, recunoscută de către guvernul francez. Deci eu cred că am făcut o treabă extraordinar de bună, dar din păcate, din motive și obiective, dar și subiective, cursurile au încetat la noi și nu numai la noi, am încetat, am înțeles și la Târgu Ruse, care a făcut și o filială după noi și, din câte înțeleg, nici la ASE nu prea mai funcționează, ceea ce este extrem de regretabil și eu cred că ar trebui să încercăm să facem niște demersuri și să le reluăm, mai ales că se practică foarte multe forme de studii, în special de masterat, în colaborare cu diverse universități din țară și din străinătate. Deci, încă o dată îmi exprim, cred că au fost un lucru extraordinar de bun și toată lumea l-a apreciat. Din păcate, așa cum am spus, din motive care unele țin de noi, dar unele sunt independente de noi, aceste cursuri s-au întrerupt. Deci, eu cred că așa cum a spus dumneavoastră, e istorie, dar poate o facem din nou să revină prezent. Da, eu încă o dată vreau să spun că ambele acțiuni, nu vreau să-l plătesc, dar are un merit deosebit colegul profesor Liviu Dumitrașcu. Mulțumesc. De fapt, a fost directorul cursurilor INDE acestea, practic pe toată perioada. 15 ani, domnule rector. 15 ani INDE Ploiești.
15%, da. Da. Eu sper să să-i convinge pe colegii actuali, deși se confruntă cu probleme grele în cadrul universității, din multe puncte de vedere. În primul rând, nu mai sunt elevi, învățământul preuniversitar este așa cum este, finanțarea este așa cum este. Eu cred că putem să-i convingem și cred că o să găsim sprijin pentru a relua într-o formă, hai să spunem, nouă și conform cerințelor actuale aceste cursuri de tip INDE. Este un produs educațional de specială referință pentru motivul că este rezultatul unui parteneriat, unui prim parteneriat post-90 de nivel interguvernamental între România și Franța, cu ocazia sau în baza căruia a fost adus în România de la prestigiosul CNAM Paris un program de studii de comerț exterior de foarte înaltă ținută, realizat în parteneriat aproape paritar profesor francez de la CNAM și profesor român. Noi am considerat atunci, conducerea ASEU-ului a considerat că printre partenerii de înaltă ținută care puteau să găzduiască o antenă a acestui program, o extensie, se află Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești și așa s-a născut externalitatea acelui program la UPG și prin mijlocirea și robacea implicarea profesorului Liviu Dumitrașcu, un specialist în zona francofonă a parteneriatelor românești. Am predat de la început și la București și la Ploiești. La Ploiești chiar mai mult ca lungime, temporalitate decât la București. Disciplina de comerț exterior și am găsit acolo la INDE Ploiești poate cele mai echilibrate, mature și doritoare de învățare de înaltă calitate, cohorte sau promoții de studenți. Amintirile sunt emoționante pentru că drumul săptămânal la UPG Ploiești era un exercițiu plăcut și din punct de vedere al peisajului și din punct de vedere al țintei și mai ales al climatului educațional întâlnit acolo. Promoțiile de studenți erau formate din experți de poate cea mai înaltă calitate de la Petrom, de la Petrobras, de la Compet, de la entitățile organizaționale care fac lucrurile să se întâmple în industria de petrol și gaze a României. Am avut privilegiu ca să am printre cursanți profesori universitari de la UPG, care la atunci erau prodecani, decani, chiar prorectori, și care nu lipseau nici o secundă de la cursuri și care dădeau o ținută de aceasta academică pozitiv-curriculară deosebită. Colaborarea mea cu INDE Ploiești atunci când Universitatea de Petrol și Gaze, la, cum să zic, în baza preocupărilor rectorului de atunci, domnul Napoleon Antonescu, și-a continuat și autonomizat propriul Institut Național de Dezvoltare Economic cu un parteneriat lărgit, am continuat să vin și să predau la Ploiești și mă felicit pentru acest lucru, pentru că a fost între mine și cursanți, între mine și colegii mei din designul de leadership al ASE și omologii de la Ploiești, un schimb reciproc și continuu de radiații educaționale de cea mai înaltă calitate. Ce pot eu spune acum la acest aniversar? Viv l'INDE, viv le connaisseurs de relations internationales de enseignement supérieur de qualité și să continuăm să fim sănătoși și Domnul să ne ajute să facem astfel de programe de studii și în continuare și să oferim celor doritori de învățare continuă și de calitate stimulente de
ținuta celor pe care le-a reprezentat IDE. Da, deci, practic, vreau să vă spun că am ales să urmez cursurile post-universitare în promoția 2009 din mai multe considerente. Vă rog. În primul rând, din punct de vedere profesional, o specialitate economică din paleta generoasă de astfel de specialități din portofeliul INDE mi-a completat într-un mod necesar și foarte util studiile deja absolvite. Eu sunt de profesie inginer, sunt absolvent al Universității Brașov, Institutul Politehnic Brașov, iar bineînțeles că era foarte, foarte necesară o completare a acestor studii cu o specialitate economică. Activitatea desfășurată și poziția pe care am deținut-o și o dețin în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova, președintele Camerei, mă rog, pozițiile pe care le-am avut și le-am în continuare la Camera de Comerț și Industrie a României. Da? Deci s-au îmbinat foarte bine cu cunoștințele dobândite în cadrul acestui program INDE. Cred că a fost alegerea ideală. Atât Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, cât și Universitatea Paris-Dus-Val-de-Marne, știm cu toții că se bucură de o recunoaștere și un prestigiu de necontestat în lumea universitară, iar programul derulat în cadrul acestui parteneriat a fost, la momentul acela și cred că este încă, recunoscut ca fiind unul foarte, foarte valoros. Cel de-al treilea considerent, te rog, da? Am spus că nu mai puțin important, este cel afectiv. A fost cel afectiv legat de afinitatea specială pe care o am cu limba și cultura franceză, cu tot ceea ce este legat de Franța, ca valori și spirit. Urmând acest program, am avut nu numai ocazia să mă perfecționez într-un domeniu care mă interesează și mă interesa din punct de vedere profesional, însă, deopotrivă, am putut să mă apropii mai bine și din punct de vedere educațional de acest spațiu cultural pe care îl prețuiesc foarte mult. Păi, îmi face plăcere, normal, să vorbesc despre INDE, pentru că INDE a fost, într-adevăr, ceva cu totul deosebit în învățământul post-universitar, mai exact în formarea sub forma de master a unor specialiști. Dacă stăm să ne gândim cu atenție de la începuturi, colaborarea dintre Universitatea din Ploiești, ASE București și Universitatea CNAM din Paris a fost una foarte fructuoasă, o colaborare deosebită, în premieră în România, și mi-aduc aminte cu plăcere, în prima promoție și de fapt în primele promoții au fost majoritar conducători de societăți comerciale care veneau pur și simplu cu dosarele din cadrul întreprinderilor lor și le discutam la curs, le dezbăteam și ajungeam la o concluzie comună. O dovadă a fost și faptul că la un moment dat, unul dintre directorii generali, la finalul cursurilor, după 3 ani erau atunci, a spus, într-adevăr, acum pot să spun că sunt director general unei firme. Știu să citesc un bilanț, știu să proiectez o structură de personal, să am o perspectivă în dezvoltarea societății mele. A fost un lucru, și n-a fost singurul, și a fost un lucru deosebit pentru noi cadrele didactice. Am avut onoarea 10 ani să fiu și cadru didactic în cadrul Institutul Național de Dezvoltare Economică, perioada de care mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere. În ce privește faptul că una din generații a fost, să spunem așa, hai să nu exagerez, spunem patronată, dar fiecare generație avea un naș. În perioada aceea eram director general la unei societăți comerciale și am fost și desemnat nașul unei promoții. A fost o plăcere să știi că poți să tu te lezi într-o formă normal, așa mai mult simbolică, o promoție a unui institut de asemenea învergură și de asemenea importanță pentru noi.
Sincer, fără să caut acum cuvinte de laudă, afirm cu toată sinceritatea că INDE a avut un succes deosebit. Timp de 10 ani a avut studenți dintre cadrele de conducere ale societăților și unităților bugetare deosebiți, oameni care au vrut neapărat să-și formeze cu adevărat o cultură despre conducerea, organizarea unei persoane juridice, fie ea societate comercială sau instituție bugetară. Normal că am regretat că s-a încheiat ciclul, dar 15 ani au fost o perioadă în care s-au format mulți în cadrul acestui... Peste 250, MBA. Peste 250 de cursanți. Da, da, da. Care și acum recunosc atunci când ne întâlnim că a fost o perioadă benefică pentru ei, că i-a ajutat foarte mult în organizare, în conducere, iar mie nu poate să-mi dea decât satisfacție pentru că am reușit și eu într-o măsură modestă, în așa, să contribui la formarea acestor cadre deja formate pentru conducere în economie sau în activitățile administrative ale județului.